Bun găsit, doamnelor și domnilor! Știrile false și propaganda își fac efectul tot mai simțit, în special în această perioadă de criză pandemică în care ne aflăm cu toții și în această situație educația pentru media vine ca un instrument tot mai necesar în societățile din toate țările lumii, inclusiv în Republica Moldova. Și în ajutor ne vin bibliotecile din țară. Peste 150 de bibliotecari din țară au fost instruiți, pregătiți și deja acordă asistența cetățenilor în comunitățile lor pentru a-i ține mai aproape de informațiile veridice și corecte și pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în lumea mass media. Să vedem despre ce este vorba. Băi, ai citit azi pe Facebook aici care se îmbolnăjesc de virusul ăsta, nu se mai pot trata. N-am văzut câți mor în fiecare zi? Eu de mult zic, aici ceva nu e așa. Asta nu e virus, cum zic ei. Asta e altceva. Și de ce ei crede, mă rog? Cum de ce? Dar dacă scrie. Ia uite, știu. O, ia, și cum e atât distribuit? Ei cred că noi nu înțelegem nică, dar noi știm tot. Au, ce se face aici? Au. Oh, bună ziua! Bună ziua! Dar ce studiați acolo? Ne uitam la niște știri. Ne uitam și noi. Aha, nu puteți împărți coroană. Eu vă propun să mergem la bibliotecă împreună. Acolo ecranul la calculator e mai mare și lucrurile vor deveni mai clare. Mergem? Niciodată n-aș fi crezut că la bibliotecă poți să afli atâtea. Și despre troli, și despre știri false care circulă pe internet. Și cum spune și doamna, despre oameni deși care devenesc copii. S-au schimbat timpurile, bad. Acum la bibliotecă poți să înveți lucruri utile care să te ajute să trăiești mai bine. Și cel mai important, să te informezi corect. Da. Data viitoare îl aduc și pe cumătru aici. Ungherașul Media este pentru tot cei care vor să afle mai multe despre realitatea în care trăim. Noi suntem cei care vă putem ajuta să înțelegeți ce se întâmplă în lumea mass-mediei. Colegii mei, peste 150 de bibliotecari din țară sunt pregătiți pentru a vă oferi informații din domeniul educației mediatice și informaționale. Mergeți la bibliotecă pentru a rămâne conectați la informațiile veridice. Este doar unul din programele dezvoltate de IREX Europe în Republica Moldova. Discutăm astăzi despre educație pentru media la bibliotecă, așa cum este. La emisiune participă doamnele Daniela Galai, manager de proiect la IREX Europe în Moldova. Bine ai venit, Daniela! Bine v-am găsit! Doamna Galina Davidic, directoarea Bibliotecii Publice Mihai Eminescu din Rezina. Bine ați venit, doamna Galina! Bine v-am găsit! Bună ziua! Și doamna Elena Burlacu, bibliotecară în satul Țarieuca din raionul Rezina. Bine ați venit, doamna Elena, la Așa cum este. Bine v-am găsit. Sper că sunteți bine și nu ați fost afectate ultimele 24 de ore de știrile false. Și ne veți ajuta să aveți imunitate, nu? Cui de fapt îi revine acest rol de educație pentru media cetățenilor? Pentru că vedem ce se întâmplă mai ales acum în această pandemie în Republica Moldova. Vorbesc de știrile false, de manipulatorii și tot ceea ce ne transformă o parte din societate împotriva altei părți, da? Ne divizează și ne împart în două tabere. Rolul acesta de mesianic, de distribuirea informațiilor referitoare la educație mediatică și informațională probabil ar reveni fiecărui cetățean care are un pic de gândire critică și care își dă seama că nu tot ceea ce este în media este adevărat sau nu tot ceea ce este în media trebuie primit exact așa cum este prezentat. Dar, bineînțeles că am să fac o pledoarie pentru bibliotecari din Republica Moldova cu care IREX Europe lucrează din 2015 și pe care din acest an i-a instruit anume în acest domeniu. Ei devenind în timp acești ambasadori, acei ambasadori pe care ne-am dorit noi a educației mediatice și informaționale. Dar noi avem educație media în școli, avem campanii, o sumedenie de campanii de informare și în mass media, în presa scrisă, locală, națională, televiziuni. Avem educație pentru media în alte sectoare. De ce ați ales anume bibliotecari? De ce credeți că anume ei sunt acei ambasadori care ajung mai repede la oameni? În primul rând, nu în toate școlile se predă această disciplină, pentru că nu toți profesorii au luat parte la acest program. Prin urmare, cu siguranță sunt sate și localități în care educația mediatică nu este nici, poate nici nu se știe despre ea. Și atunci golul acesta este umplut
să sperăm noi de bibliotecarul din acea localitate. În al doilea rând, una este educație formală, care se face în școală, acolo este un curriculum ca la școală, da, toată lumea știe cum se face educație la școală, iar ceea ce facem noi cu bibliotecarii și ceea ce fac bibliotecarii la rândul lor în biblioteci este educație non-formală. Deci tinerii și alți cetățeni vin să învețe educația mediatică și informațională într-o altă modalitate, nu după o programă rigidă, strictă, dar mai mult prin joc, prin exerciții foarte multe, prin joc de, sau lucruri de echipă. Deci, se dă informația într-o modalitate un pic diferită. De fapt, a fost nu atât o miză, cât o necesitate. Cu siguranță este o necesitate a timpurilor noastre, pentru că ați văzut că din 2015, de când a început acel conflict în estul Ucrainei, falsurile au început să zboare, să zboare tot mai mult și mai ales în partea noastră a Moldovei, partea asta afectată este că este stringent necesar ca să fim bine. Acum falsurile vin în toate părțile, este clar, dar am fost căliți în acești toți ani și deja avem niște cunoștințe de bază pe care trebuie să le continuăm, să le creștem, să le dezvoltăm. Dar să întreb pe doamna Elena, că vine din sat și acolo se simte probabil că mai bine contactul ăsta mai aproape și mai des. Cum simțiți efectul știrilor false și a propagandei și a știrilor manipulatori în sat? Iată, cum arată asta? Da, bineînțeles că la noi la bibliotecă avem utilizatori de diferite vârste, începând cu copiii de la grădiniță și chiar oamenii în vârstă. Și de multe ori ne întâlnim cu așa, discutând, venind după literatură sau, mă rog, pentru diverse informații, de multe ori ne stăm, discutăm și ajungem la așa niște discuții contradictorii, da. Și iată, într-adevăr, știți, noi bibliotecarii, implicându-ne în proiectul acesta pentru educație mediatică, ne-a fost de un real folos, anume pentru beneficiul utilizatorilor noștri. Și aceasta ne-a determinat să ne implicăm și mai mult, cu mai multă forță. Doamna Galena, în ce măsură acest spot pe care l-am vizionat reflectă, de fapt, situația reală din teren? 100%, pentru că fiind asistând la instruirile de la Chișinău, cum să vă spun, eu am nimerit acolo din pură întâmplare. Am aplicat și am câștigat acest curs de super trainer și am aflat foarte multe noutăți. Care dar ce înseamnă să fii super trainer în Republica Super Moldova? Trainer înseamnă că am trecut toată alfabetul, cum am zis, de la A la Z, ce înseamnă instruire mediatică. Am fost unul din coautorii, să zic eu așa, a manualului de educație mediatică, digitală. Am acolo și despre el mai târziu. Da, am acolo și eu niște materiale sunt expuse, dar vreau să zic... Dar câți avem super traineri în Republica Moldova? 12. Am să fac, poate, dacă-mi permiți, da, mică precizare, pentru că doamna Davidic spunea că din întâmplare o nimeni, nu chiar din întâmplare, nimic nu se întâmplă întâmplător, vorba ce. Pentru mine. Da, dumneavoastră cumva considerat că a fost o întâmplare, de fapt a fost o selecție destul de riguroasă, noi avem niște criterii după care selectăm bibliotecarii. Dumneavoastră, ce a vrut, poate să spun, întâmplare, ea nu a participat anterior la cursul de instruire de educație mediatică, pentru că majoritatea celor 12 super traineri pe care îi avem la moment, ei au trecut cursul de bază de 6 zile, după care ei au făcut un curs aprofundat timp de jumătate de an, au avut în fiecare lună instruiri aprofundate de educație mediatică. Mai pe lung, noi acestor 12 eroi locali le spunem traineri cu competențe avansate în educație mediatică. Dar pentru că este o propoziție prea lungă și ne este mult mai simplu să le spunem super traineri și ne-am convins cu toții, mai ales în această perioadă în pandemie, că într-adevăr au fost niște super femei, pentru că toate sunt bibliotecare. Din biblioteca din Rezina... Inclusiv biblioteca din Rezina. S-a pronunțat în acest concurs. Inclusiv biblioteca din Rezina. Dar în general cum au fost traculați? Pentru că dacă vorbim, să ne spună doamna Elena, de obicei în sat cunoaștem că avem și noi activități cu tinerii și cu... Aici nu am fost traculați. Au fost în vedere cum ați convins bibliotecarii deja dumneavoastră că trebuie și ei să-și îmbunătățească cunoștințele pentru satele lor. De obicei cunoaștem la sat, este foarte mult treabă de muncă pe lângă serviciul pe care îl aveți. Cum ați fost convinsă sau singură ați venit la acest
Nu, nici de cum nu am fost convinsă. Noi vrem să spunem că noi bibliotecari în genere, tot ce e nou, totul ne place, noi trebuie să fim într-un pas cu tot ceea ce se întâmplă nou și aceasta a fost o provocare pentru noi bibliotecari de a ne implica în proiectul de educație mediatică, dar totodată aceasta este și o imagine a bibliotecii publice în comunitate, unde biblioteca devine ca un centru informațional și aceasta e numai în favoarea noastră și a comunității. Deci nu mai este doar o sală cu cărți? Bineînțeles, bineînțeles. Nu, biblioteca în ziua de astăzi este totul. Și, Știu dacă dintre telespectatorii noștri, mulți își amintesc când au fost ultima dată la bibliotecă. Eu îmi amintesc, ne-am văzut recent cu doamna Galina la bibliotecă, dar vreau să spun că, într-adevăr, acest spot arată și demonstrează că deja bibliotecile nu mai sunt niște săli cu carte, sarctuare, da, sunt ale cărților dotate și cu calculatoare și un loc sigur, într-adevăr, de informare. Să ne spuneți mai târziu și despre aceste locuri unde se informează cetățenii. Am înțeles că aveți persoane care stau acolo permanent și vin la un ceai și citesc. Dar pentru început, ca să înțeleagă și cetățeanul, dar cum face simțit cetățeanul acest proiect? Eu tot timpul spun că în acest proiect în care noi investim timp de al cincilea an deja tot investim și resurse financiare, inclusiv instruiri și umane, cea mai mare sau cea mai valoroasă investiția noastră este totuși în personal uman, în oameni. Investind în acești bibliotecari, noi de fapt mizăm pe faptul că ei vor fi cei care vor duce mai departe mesajul. Ei vor fi cei care, atunci când va veni un cetățean bulversat, turmentat, năucit de ceea ce se întâmplă în oceanul informațional, în toată informația asta, sunt foarte mulți oameni care nu mai înțeleg cine să creadă, cum să creadă. Am avut o doamnă odată la instruire, că eu mine să arunc televizorul pe afară, pentru că nu mai știu, tot dau la unul la altul, nu mai știu. Și atunci îi vine în ajutor acest bibliotecar care cu mult tact și cu multă grijă și răbdare îi va explica și îl va lua așa încetişor și îl va conduce încetişor prin tot filtrul pe care îl cunoaște. Dar vor oamenii, se lasă, care este interesul cetățeanului? Ei vin, ei vor sau se opun ca de obicei, cum se întâmplă? De obicei ei vin de bună voie, mai ales tineretul. Am avut doar elevi vara și de la vara trecută de la Alexandru cel Bun și Olimp și ați văzut cât ați fost la câteva activități la noi, ați văzut cât azart s-au antrenat în discuții. Vorbeam de cetățenii care au întâlnit bibliotecara în stradă, din spot. Deci omul, dacă îl întâlnești în stradă și auzi, eu am văzut că dumneavoastră faceți ordine pe Facebook ca și mine. Eu vreau să spun chiar prin stradă mă întâlnesc, dar chiar și din colegii mei pregătind chiar instruirile de educație mediatică, cineva mă sună, doamna Galina, știu că tu ai lupți cu trolii. Dă-mi împrumută-mi, te rog, trolul tău, că eu nu găsesc niciunul la mine pe pagină, acum că i-am eliminat toți. Da, o colegă și eu i-am dat, adică chiar și posteri i-am împrumutat, adică, nu, că e persoană reală, pe grupul real și singurul recunoscut, dar eu sunt persoană adică nu adevărată, dar fac asta din anumite considerente și o recunoscut din și cauză. Face lucrul ăsta, dar chiar și din vecinii mei, din clubul seniorilor, mă întreabă, doamna Galina, ia că așa la mine a intrat pe pagina mea, ce să-i spun, că el pare că nu e real, zic, dați să verificăm, dar într-adevăr e și ești persoană, spune, scrieți, tu ești troll, eu nu vorbesc cu tine, nu discut cu tine, adică sunt chiar, e foarte interesant. Dar ce le recomandați în general? Ca un exemplu, da? Dar în primul rând să nu accepte toți prietenii, trebuie să-i verific în primul rând poza. Am exemple diferite, eu am dat și la instruirile de educație media, foarte ușor să verifici poza dacă este reală sau nu reală, cel mai simplu prin Google. Acolo imagine Google și acolo ți dă fix adresa. Data, locația, unde a fost, unde a fost și despre cine este vorba. Chiar că trolul meu era foarte renumit pentru că era un fost frizier care a infectat cu HIV-SIDA alți cinci oameni din anturajul lor și este judecat la ani grei de pușcării pentru faptul acesta. Și adică, într-un fel, dar cineva chiar de la noi, din mediul nostru, din raionul nostru, stă cu profilul acesta,
cu toate că eu i-am făcut de acum o observație, că se șteargă poza de acolo. Da, văd că de ceva timp a dispărut, nu mai publică nimic. Adică sunt niște lucruri care dă de gândit. Chiar, și pot fi dezactivate într-un moment. Da, și dezvoltă gândirea critică anume la cititori, la beneficiarii noștri, pentru că înainte de a accepta pe cineva un prieten, mai ales pe Facebook, să vin diferiți militari, diferite asta, diferite asta, trebuie să fac o selecție. Noi învățăm cum să fac setările în Facebook, de exemplu, că acum s-au mutat practic și pensionarii și tot s-au mutat pe online. Da, pe online și adică eu gândesc că este destul de bun lucru acesta. Dar în sat este mai ușor sau din potrivă mai greu? Pentru că în sat toată lumea se cunoaște. De fapt, s-ar părea că repede îl identifici că e din sat sau nu. Nu, eu vreau să zic că în sat să abordăm temele de educație mediatică sunt ușor. Pentru că lumea nu cunoaște și ei ne abordează, ne întreabă. Noi la una din activitățile noastre, după ce am fost și noi bibliotecari instruiți, chiar am elaborat portretul robot al unui troll împreună cu utilizatorii noștri. A fost o activitate destul de captivantă, dintre care așa s-a declanșat o discuție și fiecare spunea, da uite, da într-adevăr eu pe pagina mea de Facebook tot am găsit așa ceva, da uite, aceleași comentarii care ne duc la manipulare, adică e simplu, pur și simplu trebuie să ne declanșăm și să-i aducem așa puțin câte puțin și foarte una din activități iarăși a fost sugerată de părinți care acum toată lumea are calculator, copii mici dispun de telefoane performante și părinții nu fiecare cunosc cu ce se ocupă copilul său și una din activitățile noastre a fost copii cum siguranța online a copiilor a fost sugerată chiar de părinți. Și, dar în general utilizatorii în sat este o fluctuație care se schimbă, vin și se duc sau sunt unii și aceiași fideli? Bine, acum pot să spun că suntem așa un pic cam unii și aceiași, bine, cu mici excepții, pentru că și situația care la moment este așa cum este, dar ne străduim orice caz. În sat se mai aude, se mai vorbește. Uite, s-a petrecut la bibliotecă o activitate de genul ăsta. Mai bine, mă interesează și pe mine. Și adică în felul ăsta îi mai atragem într-un fel. În legătură tot cu bibliotecară de la Minceni a avut și ea cu adolescenții o instruire pe bază de troll și un copil din grupa aceea, până în seară și-a făcut mască, ca cu masca la troll, să vadă cum dacă îl depistează cineva, da, adică au făcut un cont separat, fără, deci noi ne-am priceput că el și el a vrut să vadă dacă îl verifică cineva și dacă l-a depistat că este troll, adică copiii au fanteziile lor, dar prin joc se învață, adică cum este adevărat, că Tatiana chiar a desenat masca și ea de troll și el fix așa o copiat, o fix așa cum le-a arătat cum ar arăta în viziunea ei un troll și el fix așa o copiat masca și și-o pus pe față. Da, minceni. Dar nu pot să nu vă întreb aici, pentru că bănesc și IREX Europa și-a intensificat suportul pentru acest domeniu în legătură și cu pandemia noului coronavirus. Vreau să vă întreb cum s-a simțit în această perioadă, anume pe timpul carantinii, acum, pe stare de urgență și acum până în prezent, că vedem care este situația. Cum ați simțit efectul acestor știri manipulatorii și ce le spuneți cetățenilor când vă întreabă bine, hai că știrile politice, da, dar asta cu COVID-ul cui este? Deci chiar omul vrea să creadă că nu are nevoie de mască, că virusul nu există, că medicii sunt plătiți sau pacienții sunt plătiți să spună că da, au făcut această boală. Eu, de exemplu, cred că mă vedeți, eu sunt foarte activ în domeniul ăsta și mă strădui să aduc adevărul în fața, eu știu, utilizatorilor. Câteodată, pe la două de noapte ne intersectăm, da, cu dumneavoastră pe Facebook. Pentru că numai un om care nu știe analiza critic situația din țară și de psihotare poate spune că nu există acest COVID, că nu este, sau că medicii manipulează și cer niște bani. Pentru că și trebuie
cu argumente, când ieșesc știrile cu Bill Gates și cu asta, că adică au fost arestat, spre rușinea noastră, chiar și cineva din bibliotecarii de la Chișinău, de la o instituție net superioară bibliotecilor noastre, a difuzat aceasta, a distribuit aceasta și eu de obicei, dacă văd așa, chiar din colegii noștri, eu scriu mesaj în privat, te rog ștergi postarea pentru că este o știre falsă, nu? Și totodată eu mă strădui să caut material adăugător care denotă că este știrea falsă. Adică prin știrea pozitivă aduc oamenilor dovezi că știrea este un fals și nu trebuie de distribuit. Și încă o dată îi convin că dacă acolo apare pagina distribuiți numai decât că până a o citi, înseamnă că asta 100% de procente este o știre falsă și ea nu trebuie nici deschisă și nici citită și nici distribuită. Da, uneori chiar am cu dumneavoastră am asistat când aici la Rezina și unii profesori și o persoană cu studii superioare, parcă s-ar părea că da, parcă e o persoană bine cunoscută și destul de instruită, distribuie aceste știri. Fiecare poate nimeri în plasa acestor. Chiar și jurnaliștii nimeresc în plasa știrilor false și uneori distribuie. Dar e important să ne ajutăm unul pe altul și aici cred că nu se trece și fără atacuri. Am observat când bibliotecarii, când jurnaliștii mai scriu că uite de ce distribuiți această știre falsă, sunt atacați. Vreau să întreb cum este în sat asta, că în sat este mai pronunțat acest efect. Știți, am avut nevoie de niște imagini deci tinerii, vocea tinerilor în televiziunea regională dezvoltă mai multe activități și vreo 6 zile tinerii au tot ieșit pe străzile Țăriucei și au căutat persoane cu mască. Să filmeze oameni cu mască pe stradă. Posibil că este și efectul sărăciei și oamenii nu toți au posibilitatea să-și cumpere regulat o mască, dar până la urmă, nu, vă zic, nu am găsit timp de 5-6 zile, nu am găsit oameni cu măști în Țăriuca. Și de aici vreau să vă întreb, în această criză pandemică, pe acest coronavirus, cum v-a afectat și cum ați simțit? Se împart oamenii totuși în tabere diferite pe acest criteriu? Da, bineînțeles că pandemia ne-a afectat pe toți. Sunt care pot să creadă în acest coronavirus, sunt care nu pot. Eu vreau să zic, atunci utilizatorii noștri care vin la bibliotecă, toți absolut vin cu mască. Eu vă zic, așa cum este. Toată lumea vine. La noi spațiu ne permite, avem spațiu destul de încăpător și ne permite, putem să ne permitem un pic și fără mască. Și când căutăm imagini cu măști în sate, mergem la bibliotecă. Poftim, și da. Da. Așa cum este și la Rezina. Peste 30, dacă nu greșesc, de ungherașe media, da, cum se numesc ele, au fost deschise în țară. 45, vreau să ne spuneți cum funcționează acestea. Aveți vizitatori și acum pe perioada pandemiei? Sau? Vreau să spun că biblioteca de la Rezina tot este câștigătoare acestui minunat proiect. Avem o dotare foarte frumoasă, niște fotolii, canapea, calculator. Acelea moi care le-ați văzut, dar din păcate am nimerit aman în pandemie când trebuia să lansăm acest proiect și încă nu am făcut asta pentru că el e destinat pentru clubul seniorilor. A fost axat anume pe clubul seniorilor și persoane cu dizabilități care nu pot să urce la etajul 2 și am făcut acest am aplicat la acest proiect anume pentru persoanele dezavantajate ca să se oprească la etajul 1, adică acolo doi pași până la intrare. Și ce găsesc? Și iată, vin la acest ungheraș media și ce găsesc acolo? Acolo presă periodică, reviste, ziare, publicații noi și sala de lectură e dotată cu literatură ca și orice altă sală. Adică, da, în primul rând, acolo este presă periodic. Anume, clubul seniorilor e axat acolo pe domnul Migureanu, domnul Vasilie cânt în cor, Doina Nistru. Nu.
asta mi-aduc aminte, acolo, ei nici la masă nu se duc, spune, nu, noi stăm aici, cuieți-ne aici, noi ne ducem aici, noi rămânem aici, adică fără probleme, eu spun bibliotecar numărul 2, rămâne în sală. Chiar am avut vineri, când am avut instruirea de educație media și am invitat și fetele din sală, pentru că era o temă care cu Dex online și chestii care trebuie să le cunoască și ele, eu spun, că stați fără grijă, că eu la ora 1 mă duc la masă, adică fără grijă, de la ora 10 până la ora 1, nici grijă, el știe de unde să iei și să deie dacă vine cineva. Adică este foarte... Dar este deschis, din câte știu eu, pentru toți, nu doar pentru cinema, și pentru tot publicul. Acolo e sală de lectură, dar unde era și proiectul a fost preconizat pentru ei, dar pentru că să aibă calculatorul lor, să aibă... pur și simplu să nu se ridice până la etajul 2, pentru că avem persoane care merg în cârjă, persoane care o duc rău cu mersul în general, și nu am gândit, da, mai... Oricum, e obositor pentru și mai puțin accesibil pentru persoanele anume acestea. Dincolo de tot acest efort de instruire și de atragerea publicului la bibliotecă ca fiind un loc sigur pentru informarea corectă a cetățenilor, știu că Arex Europe a lansat și un manual unicul de acest fel în Republica Moldova, un manual de educație mediatică și informațională pentru bibliotecari, dar și pentru publicul larg. Cu ce se deosebește acest manual de celelalte lansate în Republica Moldova și ce oferă el cetățeanului? Ați menționat foarte bine, este singurul, primul și unicul manual pentru bibliotecari. Am făcut această mențiune într-adevăr pentru bibliotecari, pentru că este un manual accesibil. Informația dată despre educație mediatică și informațională este transmisă sau redată într-o manieră accesibilă pentru, în mod special pentru această categorie de beneficiari, bibliotecari, care să nu uităm că ei nu sunt pedagogi de formare. Dacă manuale pe care le avem în școală, ele sunt destinate și cu ele lucrează pedagogii care au cunoștințe pedagogice, au idei de obiective, de rezultate. Bibliotecarii nu, ei trebuie să învețe asta pe parcurs și atunci, ca să le fie mai simplu, ca să poată să nu fie nevoit să facă un efort suplimentar să înveți pedagogie, noi le-am oferit în acest manual tot ceea ce este necesar ca ei să desfășoare o activitate de educație mediatică de la A la Z. Deci au obiective de formare, ei au timpul setat pentru fiecare activitate în parte, nu trebuie să se gândească cât timp să acorde, deci acolo este scris. Dacă se conduc după acest manual, ei teoretic ar trebui să facă activități exemplare, excepționale, pentru că este totul detaliat, mur în gură, cum îmi place să spun, foarte, foarte bine. Conține teorie, conține exerciții practice, conține evaluare, conține probe de creativitate, are energizante, are spărgătoare de gheață la un moment dat când vezi că publicul pierde interesul, repejor l-ai scos din această stare. Mine deja doamna Galina m-a răcolat și eu am deschis această platformă acolo și eu, știți, m-am gândit că am simțit chiar că dincolo de proiectele cu tinerii care ne oferă niște posibil potențiale jurnaliști aici la mass media regional, și bibliotecarii cu timpul să dea doamnă să aibă timp liber, că sunt prinși în activități, dar ar putea deveni și ei niște reporteri. Dacă ar fi asta plătiți, este și scopul, să producă și ei niște de televiziuni și de ziare. De ce nu? Pentru că, na, ziarele sunt sigură că vă solicită și dumneavoastră informații și tot acolo și au articole multe și televiziunea de asemenea mult produs și conținut realizat cu bibliotecile din regiune. Cum îl folosiți? Dumneavoastră folosiți acest manual? Da, bineînțeles. Apariția primului manual digital în educație mediatică pentru noi bibliotecari este de un real folos. Pe lângă faptul că ne oferă suport practic, teoretic, dar și educațional până la urmă, pentru, cum s-a mai menționat, noi bibliotecarii promovăm și educația și ne-a creat așa o facilitate de a ne afla unii termeni noi, care noi bibliotecarii până acum nu i-am știut, nu știam noi de trol, nu știam cine sunt postacii, nu știam de știrile astea manipulatorii, de mesaj tot manipulatorii și manualul nou ne vine în ajutor. Recent ați finisat acest curs de instruire. Trainerul dumneavoastră a fost doamna Galina, așa? Ce s-a schimbat, dacă ați face o comparație, până la acest curs și după?
Bineînțeles că am devenit în primul rând noi bibliotecari, mult mai informați, am aflat multe lucruri noi, suntem în pas cu timpul și ceea ce duce mesajul în primul rând utilizatorilor noștri, pentru că sunt dornici de a afla lucruri noi. Și aceasta vă facem mai încrezută în ceea ce faceți? Că... Nu mergeți cu ochii închiși deja la discuții da, cu cetățenii pentru... care au pretenții? Bineînțeles că și avem și un manual în față la care noi îl punem și la dispoziția utilizatorilor. Uitați-vă, noi ne folosim de acest manual, ceea ce vă recomandăm și dumneavoastră. Și asta e numai spre folosul nostru bibliotecarilor, după cum s-a menționat că doar noi nu suntem, nu avem o curiculă, nu suntem profesori, dar iată, anume acest manual ne vine în ajutor. Doamna Davidica a inclus niște modele, niște exemple din presa locală în acest manual. Vreau să ne spuneți despre ce este vorba, cu ce modele ați venit? Este un interviu cu domnul Tudor Iașincu de la ziarul Cuvântul și o investigație jurnalistică, să zic așa, tot pe sequestrarea ziarului Cuvântul, fără tot de la început până la sfârșit. Adică, și prin aceste materiale jurnalistice dumneavoastră ce ați dovedit? Eu am venit cu aceste materiale la sugestie doamnei Natalia Grâu, mentorul nostru, profesoara noastră de educație media, secretar de stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care a văzut ceva în mine, care au convins-o că eu pot să fac acest lucru și de aceea eu am realizat aceste materiale. Dar dumneavoastră ați făcut și jurnalism, nu? Facultatea se numește jurnalism știința comunicării, dar în realitate am făcut biblioteconomie, numi științe metodice, într-un fel. Eu propun să, dar de fapt vreau întâi să vă întreb pe dumneavoastră, cum vă asigurați că aceasta funcționează și chiar este nevoie? Cum vă convingeți de acest fapt? Ce comparați? Deci, cum și Arex tot vreau să ne spunem, dacă acum 5 ani în urmă, cum era situația și cum vedeți că s-a schimbat astăzi? Vreau să spun că chiar se observă. Eu am spus cu doamna Daniela, vorbim în anterior, că am o bibliotecară din sat, de la Saharna Nouă, care e recent revenită din concediu de maternitate. A listat pagina bibliotecii, au fost postările noastre de educație media și îmi scrie chiar direct în comentariu, eu tot vreau la așa instruiri. Eu zic, nu e nicio problemă. Am trimis de câte ori am făcut de atunci, am trimis link-ul întâi inițial pe Zoom, pe ori am trecut la Meet și vinerea trecută am făcut o activitate și nici n-am ajuns eu acasă seara când ea mă telefonează și îmi spune, doamnă Galina, eu vreau link-ul la filmuleț comanda tot că eu vreau să fac o temă cu adolescentele din localitate pe tema ciberbullying-ului, și eu zic, bine, eu ajung acasă și îți fac, da, și am făcut din prezentarea mea, care am făcut-o după manual cu ciberbullying-ul și câteva link-uri și cu astea și au făcut de acum ieri, au postat cu pozele, am văzut că tot au făcut cu o pauză de ceai și ceva acolo, adică și bonus e exemplu de la noi și înseamnă că bibliotecara care a participat practic la 3 din toate instruirile noastre, am făcut îmi pare că 9 și dă așa roade. Nu pot să spun că nu fac acestea la antibibliotecari, le au în palmares de am 3-4 activități făcute. Dar dumneavoastră instruiți doar bibliotecari? Doar bibliotecarii. Da, dumneavoastră ați lucrat și cu publicul larg. Asemenea, instruiri pot beneficia doar bibliotecarii. În 2019 am făcut instruiri cu publicul larg. Am făcut cu oamenii maturi, am făcut cu adolescenți, am făcut... Da, am participat și noi. Da, acum am făcut instruiri doar cu bibliotecarii, pentru că e și criza asta pandemică, dar și au fost... așa, trebuiau 12 activități, trebuia să facem offline, fiecare instruire să dureze o zi, dar din cauza că s-a întâmplat, am trecut la modelul online. Dar vreau să spun că e foarte bine, pentru că am avut de Raion Șoldănești, era persoane tocmai din Cotijeni înscrisă la acest training și clar că era mai complicat să ajungă. Să vă spun sincer, deodată mi era groază că n-o să pot învăța online și Zoom și îmi părea că așa e foarte complicat, dar până la urmă tot s-a rezolvat, dar cu Meet în general e foarte ușor. Adică dacă Zoom-ul mai te oprește la fiecare 40 de minute,
Mito, pot să lucrez și 24 de ore din 24 de ore. Acum vom încerca să aflăm același răspuns și de la autoarea acestui manual, Natalia Grâu, care de fapt a conceput și a structurat acest material, manual. Este acum secretar de stat la Ministerul Educației și vreau să auzim și opinia Nataliei Grâu. În primul rând, este un manual excepțional pentru că este primul manual digital de educație mediatică și informațională elaborat în toată partea asta a Europei. De fapt, suntem pionieri la această etapă și pentru comunitatea de bibliotecari, acesta este primul manual digital. În învățământ, noi avem câteva mici încercări de a elabora conținuturi digitale. Pentru bibliotecari este un manual absolut nou. Trebuie să spunem că acest manual a fost elaborat în baza unui curriculum, a unui curriculum omonim și el este alcătuit din 8 module care urmăresc formarea competențelor media pentru utilizatorii serviciilor de biblioteci. Ce este important este că utilizatorii pot fi de diferite vârste, iar manualul e făcut suficient de comprehensiv și prietenos ca să poată fi adaptat de către formatori, în cazul dat vorbim de către bibliotecari, în utilizarea și în oferirea de servicii către publicul larg. Cele 8 module au câte 5 teme, în total sunt dezvoltate 40 de teme interactive. Fiecare temă are câte 5 itemi diferențiați, deci 400 de itemi. De asemenea, manualul valorifică toate oportunitățile unui produs digital. Este activă funcția link-ului, hiperlink-ului, sunt încadrate videouri. Bibliotecarul care este format în domeniul educației media și care a beneficiat de formare și știe să utilizeze corect manualul și să realizeze lecții de educație media, va putea să realizeze activități foarte interesante, având la îndemână un produs în care are totul pe de-a gata. Deci are și suportul informațional, are și exerciții și materiale suplimentare pentru lucru. De asemenea, fiecare lecție are proiectate acele obiective, resurse, metode de lucru. Suplimentar la acest manual este inclus un ghid. Ghidul este destinat bibliotecarilor formatori. În ghid sunt explicate și detaliate metodele și trebuie să spunem că în acest manual au fost utilizate metodele gândirii critice, care dezvoltă gândirea critică și la etapa în care au fost formați bibliotecarii, trebuie să spunem că IREX Europe a asigurat formarea unei generații de super traineri, bibliotecari foarte competenți, foarte activi și care cu foarte mare dorință au fost inițiați în utilizarea tehnicilor gândirii critice și la următoarea etapă ei vor lucra cu tinerii, cu seniorii, cu adulții, cu elevii în valorificarea conținutului mediatic prin prisma acestor metode ale gândirii critice. În acest manual, de asemenea, este încadrat un vocabular extins care are în jur de 200 de termeni din domeniul media cu explicare pe înțelesul tuturor. Cuprinsul manualului este hiperactiv, permite accesul direct spre manual. De asemenea, manualul are conectată funcția de printare și manual și conținuturile pot fi vizualizate în regim și manualul acesta este disponibil în ca resursă educațională liberă. Asta înseamnă că fiecare cetățean al Republicii Moldova accesează biblioemi.md, este adresa acestui manual și fără să plătească, fără nimic, poate beneficia de această resursă de lucru foarte bună și interesantă. Un ultim lucru pe care vreau să-l menționez este că la solicitarea IREX Europe, în calitate de autoare, am implicat în dezvoltarea unor conținuturi pe 12 bibliotecare, doamne foarte active și ele au dezvoltat
la o anumită temă, un anumit conținut și ce a fost plus valoare e că acest conținut a reflectat o anumită experiență locală, pentru că domniile lor sunt din toate punctele țării și ele au venit cu o reflecție sau cu un conținut interesant prin care noi am completat acest manual. Am făcut un fel de operă deschisă. Sperăm foarte mult comunitatea de bibliotecari să utilizeze, nu doar supertrainerii, să fie un suport în serviciul comunității bibliotecarilor din Republica Moldova și cel mai important să se atingă acele finalități proiectate și când vorbesc de finalități mă gândesc la formarea unei generații tinere cu gândire critică, cu discernământ în utilizarea resurselor mediatice. De asemenea, pentru adulți, crearea unei platforme de dialog și de sensibilizare a adulților în raport cu calitatea media pe care o consumă, crearea sensibilității în raport cu fenomenul manipulării, propagandei, dezinformării, precum și crearea unei responsabilități în raport cu acele conținuturi pe care le utilizează tinerii, copiii. Noi avem un modul întreg destinat siguranței online. Discutăm fenomene delicate precum dependența online, sextingul, trollingul, cyberbullying-ul, flaming-ul și alte lucruri foarte, foarte interesante. Recomand tuturor acest manual. Este un manual în care am exprimat și am valorificat experiența didactică pe care o am și în calitate de coautoare a altor trei manuale de educație media pe care le-am dezvoltat pentru școală. De aceea mă bucur foarte mult că discutăm despre capacitatea bibliotecilor de a veni în serviciul comunității, în serviciul țării, consolidând și contribuind la dezvoltarea și formarea gândirii critice a întregii societăți. Am revenit în studio și discutăm cu bibliotecarele din raionul Rezina, directoarea Bibliotecii Publice Mihai Eminescu, Galina Davidic și Elena Burlacu de la Biblioteca din Țareuca. Și Daniela Galai, manager de proiect la RX Europe. Dacă am face o comparație, cum a început acum 5 ani acest grandios program de educație media în Republica Moldova și până în prezent, ce s-a schimbat? Cum ați simțit aceste schimbări? Dacă au fost, să ne spuneți cu ce ați început și unde ați ajuns la educația media. Deci, ca și în toate domeniile, ca și peste tot, lumea evoluează. Bineînțeles că nu putem să ne referim la 2020 ca la 2015. În 2015 îmi aduc aminte că am racolat, așa să le spunem, cu foarte mult greu, 15 bibliotecari din toată Republica Moldova pentru cursul de educație mediatică. Lumea nu cunoștea conceptul, era un concept, zic eu, nou pentru țara noastră. Aveam și un formular și așa ca un apropo, un banc la capitolul ăsta, țin minte că puneam o întrebare, bine, era un fel de baraj așa de trecere, ce înseamnă sau ce credeți că înseamnă educație mediatică? Și au fost răspunsuri în care ne s-a spus că educația mediului și povesteau despre ce se întâmplă în mediul ambient din Republica Moldova. Știți că și ele îi răspund uneori la această întrebare. Probabil este un clișeu lingvistic, pentru că de multe ori și chiar când vorbim, noi spunem nu în medie, dar spunem în mediu. Și atunci de aici cred că apar și aceste confuzii și trebuie pornit un pic și de la gramatică. Dar din 2015 până în 2020 noi observăm un flux sporit de doritori de a participa la aceste instruiri. Noi ne axăm, deci IREX Europe face doar cu bibliotecari instruiri, dar noi le încurajăm pe doamne bibliotecare deja să-și ia ca și beneficiari publicul larg. Deci noi nu lucrăm cu publicul larg direct, doar bibliotecarele sunt ținta noastră. Într-un an, țin minte că am avut, în anul trecut, în 2019, am avut în jur de 60 de doritoare de a participa la acest curs. Am reușit să facem doar două grupe, câte 15 și 15 ca să putem lucra, deci 30 de bibliotecari anul trecut au participat. Ceea ce denotă interesul sporit și am înțeles că exemplu bun se fură sau mai bine zis se molipsește. Doamnele au transmis din gură în gură informația despre acest curs. Eu bănuiesc, sper că le-a plăcut, că le este interesant și de ce și au sfătuit și pe alții să participe la această instruire. Anul acesta am avut iarăși un grup de 13 bibliotecari sau 15 îmi pare că care au venit și au instruit. Miza noastră cea
mare este că dumnealor vor duce mai departe mesajul, vor fi cele care vor promova în continuare educația mediatică și informațională la ele în localitate și în raioanele adiacente, pentru că doamna Davidic n-a menționat, dar dumneiei a lucrat nu doar cu cei cu bibliotecari din Rezina, dar și din Șoldănești. Din păcate, o spun cu regret, sunt raioane în care ajungem cu greu la inima bibliotecarilor. Nu este dorință sau nu sunt oameni? Nu avem doritori. Spre exemplu, Șoldănești. N-am avut niciodată niciun formular de la Șoldănești. Am observat chiar și pe mass media locală și la elita. Vreau să spun că raionul Șoldănești este foarte activ și îmi pare rău că nu știu de ce așa se întâmplă, pentru că la apelul meu deodată 6 au. Și cel mai important că sunt doamnele bibliotecari care am avut cu dânsele replicarea serviciul Sănătate Femeie Era Digitală. Îi cunosc personal pe fiecare. Adică și sunt niște doamne foarte bune. Nu au fost anunțați sau le-a scăpat această idee, nu știu, dar sunt bibliotecari foarte bune. Oricum, mizăm pe faptul, pentru că la un moment dat programul nostru se va încheia, asta este clar. Fiecare program dar rămâne are... cu armată întreagă asta de ambasadori și vrem să care spun. Vor continua pentru să ducă mesajul. Exact, bibliotecarii vor fi cele care vor continua și acești 12 super trainere, pentru că sunt bibliotecare, ele sunt de acum misionarele sau cele care vor continua să lucreze cu alte bibliotecari, ele sunt formatoare de formatori. Vor avea certificate coordonate cu Ministerul Educației și Cercetării, deci totul este a fi semnat la cel mai înalt nivel, programa noastră este coordonată cu Ministerul Educației, deci avem tot pachetul de sese sau de acte ca să fie recunoscut aceste instruiri, să fie parte din curiculum. Valabile pentru toate sectoarele lor. Inclusiv și pentru aspectul birocratic din țara noastră. Și noi sperăm că prin aceste doamne și celelalte doamne care iată vor hotărâi să facă. Dar în total, spuneați, hai că le-am numărat pe în acest proiect, dar în total câți bibliotecari de fapt Arex Europa a reușit să instruiască în acești 5 ani? Direct am instruit 150, cum ați menționat la început, indirect sau bibliotecare deja pe care noi au transmis mai departe peste 600. Nu am primit tot timpul rapoartele exacte de la ei, câte bibliotecari au fost instruite, dar cu siguranță avem peste 600 din 1200, da? Da, 1200. Din 1200 pe care le avem în total. Deci mai mult de jumătate din numărul de bibliotecari din Moldova au fost instruite în educație mediatică și informațională și sperăm ca numărul acestora să crească. Noi la nu mai avem o rundă. Deci ultima instruire probabil va fi anul viitor. De asemenea, sperăm că după asta să mai fie și alți bibliotecari instruiți. Mesajul final pentru consumatorii de media, mai cu seamă media online, și mesajul pentru utilizatorii bibliotecilor în care activați. În activitățile noastre pe care le-am promovat până acum, utilizatorii se îndeamnă chiar ei unul pe altul. Suntem oameni cu rațiune, gândim ceea ce facem, ceea ce postăm pe internet și la orice instruire, la finele instruirii, noi bibliotecarii cu utilizatorii folosim tehnica ŠFA. Știu, vreau să știu, am aflat care, fiecare utilizator îndeplinește un chestionar care ne ajută pentru pregătirea următoarei activități. Eu am adresat în primul rând bibliotecarilor, pentru că ei sunt sursa cea mai bună de educație media în comunitățile lor. Este sursa, este instituția care niciodată nu își are ușile închise pentru publicul larg și sunt promotorii noului și sunt promotorii gândirii critice la utilizatorii săi. Și vreau să spun că educația media este o temă foarte interesantă. Eu de când am intrat în râul acesta nu pot ieși. Cred că cu educația media mă culc și cu educația media mă trezesc, pentru că în toată ziua, dacă nu eu fac vreo postare, nu cineva mă contactează și pentru niște clarități, pentru niște precizări sau pentru o postare, un sfat, ceva. Veniți la bibliotecă, aici veți dezvolta gândirea critică și veți putea deosebi o știre falsă de cea adevărată și nu numai.
Și să ajutăm oamenii să nu se lase manipulați, pentru că asta de fapt ne afectează, inclusiv frânează și această evoluție a pandemiei, inclusiv din cauza acestui motiv. Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp și ați venit să discutăm așa cum este despre educație media. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Vă lăs în continuare să aflați cum puteți folosi online manualul de educație pentru media și mediatică și informațională. Veți urmări un spot care vă ghidează cum să folosiți acest manual în online. Vă îndemn să rămâneți doar pe sursele veridice și corecte. O seară frumoasă în continuare. La revedere! Vă prezentăm primul manual de educație mediatică și informațională pentru bibliotecari și publicul larg, singurul de acest fel din Republica Moldova. Manualul interactiv de educație mediatică și informațională poate fi accesat gratuit pe www.biblio-mi.md. La deschiderea paginii web apare o interfață plăcută orientată spre învățare, comunicare și descoperire a educației mediatice. Bara de meniu orizontală este construită din 7 butoane. Acestea sunt acasă, cuprins, autori, ghid, glosar, contacte și limba. Manualul este disponibil în 2 versiuni, în limba română și rusă. Acesta conține 8 module. Oceanul informațional și consumatorul de media avizat, mass media în societatea contemporană, cultura informației și media, manipularea prin media, siguranța online, noile media și noul sistem de competențe media în secolul al XXI-lea, etica în jurnalism, rolul media în promovarea cetățeniei active. Modulele pot fi accesate direct de pe interfața de lucru sau din cuprins, buton de pe bara de meniu. Acest buton permite accesul la orice modul al manualului. Manualul mai oferă și un glosar, ce poate fi accesat de pe bara orizontală și care include 112 definiții ale termenilor și conceptelor cheie din manualul Educație mediatică și informațională. Revenind la module, fiecare modul conține câte 5 teme, numărul lor total fiind de 40. Accesul la teme se face prin 2 moduri. Direct de pe interfață, intrând în modul în partea stângă a paginii, vedem lista cu teme. Sau, din cuprins. Accesând butonul cuprins de pe meniul orizontal, putem naviga direct prin toate cele 8 module cu câte 5 teme fiecare. În ajutorul bibliotecarului, pentru fiecare dintre cele 40 de teme, a fost elaborată câte o fișă, numită strategia de organizare. Aceasta include valorile dominante, obiectivele de formare, durata estimativă, resursele procedurale, resursele materiale și conceptele cheie. Pentru a studia fiecare temă, este nevoie să fie parcurși 5 pași esențiali. Accesul la informație, analiza critică, crearea de produs, reflecția asupra temei și acțiune. Pentru fiecare etapă în parte este recomandată o durată de timp, iar pentru un management eficient al timpului, în partea de sus a paginii este inserat și un cronometru. Lângă acesta este amplasată iconița cu o imprimantă, ce oferă opțiunea de tipărire a temei. Utilizarea manualului nu necesită instalarea unor softuri sau efectuarea unor operațiuni suplimentare. Este suficient să accesați www.biblio-mi.md. Deși este destinat în primul rând bibliotecarilor, acesta poate fi accesat de orice doritor, întrucât îți deschide orizonturile de cunoaștere în domeniul mediatic și informațional.